Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare, să citesc două versete, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5. Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem iarăși împreună. După o bună bucată de vreme am avut harul să ne întâlnim, am fost invitat, am primit cu bucurie invitația, seara ne-am bucurat cu o parte din biserică, cu extremele, ca să spun, cei tineri și cei vârstnici. Astăzi ne bucurăm să fim împreună cu toții. Domnul să ne binecuvinteze. Amen. Suntem la această mare sărbătoare, la sărbătoarea Cinei Domnului. Fratele Bine a avut câteva gânduri despre lucrul acesta și aș dori în continuare să ne aplicăm asupra cuvântului lui Dumnezeu și mă gândesc că în vechime, când era așezată sărbătoarea aceasta în Exod, capitolul 12, erau niște recomandări sau porunci foarte clare. Fiecare bărbat din Israel trebuia în ziua 10-a, a lunii 1-a, să aleagă un miel de parte bărbătească, fără cusur, să-l țină până în ziua 14-a, între cele două seri trebuia jerfit, mâncat fript la foc și cu verdețuri amare, mâncat în grabă că era Paștele Domnului, era noaptea în care evreii scăpau de robie. Astăzi, noi nu mai aducem jertfe Domnului, tauri și viței și berbeci și țapi, și totuși vine Apostolul Petru în cuvântul care l-am citit și spune că noi trebuie să aducem jertfe duhovnicești. M-am gândit astăzi să vorbesc ceva despre jertfele acestea duhovnicești pe care trebuie să le aducem și noi la sărbătoare. Și care ar fi oare aceste jertfe duhovnicești? În Roman capitolul 12, și mi-aduc aminte că eu prima dată am predicat aceste biserici prin 90 și ceva, veneam cu corul Bucovina de la Elim dimineață, între adunări ne-am oprit în localitatea Vinga, iar seara am predicat undeva pe Mestecăniș. Aici, în locația asta, prima dată am predicat în 2002 și prima mea predică, mi-aduc bine aminte, a fost din Romani, capitolul 12. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și curată, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Noi când plecăm dimineața de acasă și mergem la adunare, ne gândim ce facem noi azi în casa Domnului, ce duc eu în casa Domnului. Eu și în timpul săptămânii mă gândesc, măi, duminică dimineața am să fiu la Arad, de exemplu. Ce duc eu acolo la adunare? Că trebuie să duc ceva. O cântare veche spunea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ce ați adus dumneavoastră astăzi la adunare? Pe cei de aici din față, pe frații, surorile de la balcon, cu ce ați venit dumneavoastră astăzi la adunare? Ce ați adus? Și prima jertfă pe care o putem noi să o aducem, cred că e tocmai versetul care l-am citat. Aduceți trupul vostru ca o jertfă vie, sfântă și curată. Dar în momentul când aduc trupul, m-am gândit la cuvântul ce rostește Eclesiastul în capitolul 5, versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Versetul acesta m-a marcat și de multe ori când intru în adunare mi-aduc aminte de el. Și parcă am un timp de zăbavă, așa mă opresc în pragul casei și mă gândesc, ce am făcut eu cu picioarele mele
toată săptămâna. Că eu acum sunt pus să aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă și curată. În 2 Corinteni 7:1 spune, fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Domnul. Ce ar sugera oare expresia asta, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului? Eu cred că în primul rând se referă la curățirea noastră. La curățirea noastră. În Genesa, când oamenii au păcătuit și Dumnezeu a pedepsit păcatul prin potopul de ape, spune Scriptura că acea corabie nu avea ferestre lateral, numai o fereastră în sus. Și noi, ca să se convingă că s-au scurs apele de pământ, au luat un porumbel, i-au dat drumul să zboare. Și porumbelul a zburat, Genesa cât 8:9, și spune că a venit înapoi, că n-au găsit un loc unde să-și pună piciorul. Frații mei, porumbelul nu se așează pe mortăciuni. Că erau hoituri și leșuri care pluteau pe ape, umflate de potop. Dar porumbelul n-au găsit un loc curat unde să-și pună piciorul. Și pentru că nu găsi locul ăsta curat, o preferea să vină înapoi în corabie, unde era locul curat pentru el. Cred că expresia aceea, păzește-ți piciorul, se referă la gradul nostru de curățire care îl avem. Spune cuvântul Domnului în Levitic, în capitolul 8, la preoții care erau pus în slujbă, că li se punea un de lemn și pe urechea, și pe degetul mare de la mâna dreaptă, și pe degetul mare de la piciorul drept. Înseamnă că tot preotul trebuia să aibă ungere, tot preotul trebuia să aibă curățenie. Toți pocăiții de la Arad, când intră în adunarea aceasta numită Betel, se opresc în prag și meditează la recomandarea eclesiastului, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Cât am fost de curat? Activitatea noastră, Iov spunea în capitolul 23, versetul 11, piciorul meu s-a ținut de pașii lui și calea mea nu s-a abătut de la el. Ce am făcut noi o săptămână cu picioarele noastre? Pe unde am umblat? Știți dumneavoastră. Și dacă tot prima lecție în odaia de sus era lecția cercetării, și dacă tot spunea Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine, haideți să ne cercetăm și în privința aceasta. Că suntem la sărbătoarea cinei Domnului. Și spunea Eclesiastul, păziți-vă piciorul când intrați în adunare, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu cred că a păzi piciorul înseamnă curățire, înseamnă să verificăm activitatea. Și eu spun că mai înseamnă încă un lucru. Spune Apostolul Pavel în Corinteni, 1:12-16, piciorul nu poate să spună, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup. Eu cred că expresia asta ne îndeamnă să medităm la mulțumirea noastră față de locul care îl avem în trupul lui Hristos. Eu când intru pe ușa adunării, abia spune, poate tu ești mulțumit, că eu trec mai în față întotdeauna, că așa mi-e slujba. Dar fiecare când intră în adunare, el e picior în trupul lui Hristos. Recunoaște că e din trup? Sau spune, dacă nu sunt mână, dacă nu sunt gură, nu sunt de trup. Suntem mulțumiți cu locul nostru în adunare? Suntem mulțumiți cu frații care avem? Pentru că aici în adunare există un duh care vrea să erodeze autoritatea slujitorilor. S-a început, autoritatea slujitorilor era simbolizat așa ca un tavan frumos făcut, s-au început prin a se face câteva fisuri, cei mai mulți n-au observat, unii au observat și s-au gândit să vedem ce se întâmplă și duhul acesta a început să facă mai multe fisuri, mai multe spărturi, era deasupra unui grup de tineri implicați în formații de laudă, lăudau pe Domnul, îmbrăcate decent, dar care nu erau mulțumite de autoritatea care era.
Și aveau așa un zâmbit ironic la tot ce li se spunea, deși înfăptuiau ce li se spunea, la prima vedere nu păreau suspecți deloc, dar deasupra lor tavanul nu mai era și autoritatea slujitorilor pentru ei conta foarte puțin. Eu doresc ca Dumnezeu să ne dea pocăință la toți. Amin. Și să fim mulțumiți cu locul și cu starea în care suntem. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Când vorbim de jertfe care le aducem Domnului, și astea sunt jertfe duhovnicești, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum trupul nostru poate fi o slujbă duhovnicească? 1 Corinteni 3:16 spune, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6:18-19, feriți-vă de curvie. Orice alt păcat săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Când vorbim de jertfe duhovnicești care le aducem înaintea lui Dumnezeu, ne referim la trupul nostru. Și atunci predicam eu cu 19 ani în urmă ce înseamnă aduceți trupurile. Înseamnă prezență. Ce înseamnă jertfă vie? Înseamnă activitate. Și acum vă întreb și pe dumneavoastră, ce ați adus la adunare asta? La noi în biserică, nu la, într-o, alături de noi, într-o biserică, era un frate foarte tăcut. Foarte tăcut, om pocăit. Nu se exterioriza, nu spunea niciodată un amin, nu spunea un aleluia, parcă nici nu participa la slujbă. Și într-o seară are un vis, vine un înger al Domnului la el și îi dă așa o foaie. Și el întreabă, ce-i cu asta? O spune că e aminul pe care l-a spus fiecare. Când s-a uitat la alții, era foaia plină. Și el n-avea nimic. Măi, dacă n-avea nimic, vinea două oară la adunare, la prima slujbă, și începe să spună, amin, amin, amin. Și un frate spune, măi, săptămâna trecută era așa de tăcut, am văzut ce s-a întâmplat. Frate, vreau să recupăr ceva. Poate mai pot recupera. Mie îmi place adunarea liniștită. Dacă ne parcă plea liniștită, mă gândesc dacă mai sunteți pe aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin? Ați adus un amin de acasă? Ați adus un slăvit să fie Domnul? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Hai să fim un pic mai activi. Jertfă vie înseamnă activitate. Și jertfă sfântă, spuneam că trebuie curățire, trebuie activități bune, mulțumiți cu locul nostru, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Când venim la adunare, trebuie să aducem, am spus eu, o atitudine potrivită. Și când mă gândesc la atitudinea aceasta care o aducem, există în Sfânta Scriptură expresia aduceți-vă aminte. Avem voie să venim cu amintirile noastre aici la adunare. Că amintirile noastre sunt de fapt cunoașterea. Sunt experiențele prin care am trecut. Noi venim la adunare, spunea cuvântul Domnului în Numeri, parcă 15:40. Aduceți-vă aminte de poruncile Domnului. Noi când venim aici, venim cu o bază de cunoaștere. Noi știm care sunt poruncile Domnului. Mă rog, pentru cei începători, pentru cei veniți pentru prima dată, au scuzele de rigoare, dar noi cu ani de pocăință știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Și când venim aici, ne aducem aminte de poruncile Domnului. 1 Cronici 16:12-15. Spune, aduceți-vă aminte de legământul făcut cu El. Fraților, noi am făcut acum ani și ani, fiecare știe când. Eu acum lucrez, am terminat la un istoric al bisericilor pentecostale din zona Bucovinei, din filiala de Suceava, trebuie să facem o carte cu ocazia centenarului. Și am studiat multe istorie și arhive și mărturiile fraților și am găsit că în Suceava, de exemplu, o biserică pentecostală era în Solca în 1912, 1918, 1919. Am găsit că acolo unii se cerea să dăm persoane persecutate. Am găsit multe persoane care au fost condamnate. Bunicul meu a fost condamnat la 25 de ani la Cernăuț de regimul Antonescu. A făcut ani de pușcărie. Din biserica Volovăț, într-o singură noapte, au arestat 30 de frați și de surori și le-au condamnat pe 25 de ani, din care 4 surori
au murit în temnit și nu au mai ajuns acasă. Și acum mă gândesc la legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Unii au făcut legământul mai de mult, altul l-au făcut mai încoace, dar noi ne aducem aminte. Și acasă, și la școală, și la servici, și în familie, ne aducem aminte că am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și amintirea aceasta e o bază de cunoaștere a lui Dumnezeu. Amintirea acestui legământ. La noi botezul li se dădeau, v-am mai povestit eu, în vreme de prigoană, noaptea, pe la 12, prin câte iazuri, așa, clandestine, urmăriți de jandarmi, acum facem sărbători, dăm flori, dăm certificate, nu-i rău. Eu mă bucur de timpul ăsta de libertate. Dar să aduceți-vă aminte, spunea acolo cuvântul Domnului, de legământul care l-ați făcut cu el. Și mai spune acolo în celălalt verset, aduceți-vă aminte de minunile lui. Eu când vin la adunare, îmi aduc aminte de minunile lui. Îmi aduc aminte că la noi în sat un băiat cu numele, un frate cu numele de Smistun Viorel, s-a electrocutat și a stat 21 de zile în comă. Și a fost frate, i-a făcut ungerea, a venit acasă, dar avea o boală groaznică de stomac. S-a dus la spitalul din Iași și a spus, omule, nu te putem opera, numai acum ai ieșit din comă, mai rezistă cât poți. Și mi-aduc aminte că frate la noi a făcut cina și în momentul când s-a împărtășit cu trupul Domnului, a fost vindecat. Astăzi el predică Evanghelia, la Amvon, săptămâna asta a predicat și Dumnezeu l-a vindecat. Și am întrebat Viorel, cum e cu stomacul? Când am luat din trupul Domnului, am fost vindecat. Eu vă spun tuturora, răspund pe ceea ce spun. La cina Domnului nu vă îmbolnăviți, numai în condițiile în care spune Pavel, dacă le iei în chip nevrednici, dar dacă le iei cu vrednicia dată de Dumnezeu, nu se îmbolnăvește nimeni. Garantez pe asta, că am în mână Sfânta Scriptură. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care e valabil pentru toate vremurile. Aduceți-vă aminte de minunile lui. Sunt aici persoane care au experimentat minunea lui Dumnezeu? Sunt persoane pe care Dumnezeu le-a scos din mocir la păcatul, că s-au minunat oamenii din jur. Măi, dacă s-au mai pocăit și bețivul ăsta, apoi mare Dumnezeu. Sunt oameni chemați la pocăință. Sunt oameni care au fost vindecați de Domnul. Sunt oameni care au fost ajutați în vreme de primejdie și de necaz. Sunt oameni așa? Astea sunt minunile lui Dumnezeu. Și spunea Scriptura, aduceți-vă aminte de minunile lui. Domnul să ne ajute, amin. Și când venim cu experiențele astea frumoase, care ne măresc credința, îi bine pentru adunare. În Evrei 13:7 spune, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de vețuire și urmați-le credință. Eu am spus, adunarea de la noi în sat nu a început cu mine, nici măcar cu părinții mei, pionerii credinței, abia mi-amintesc, eu dacă mi-mai amintesc, la noi în adunare prima întâlnire a fost prin anul oficial în 1928, în alte părți a fost mai repede, spuneam. Dar mi-aduc aminte de unii frați care ne-au vestit cuvântul, mi-aduc aminte de sfârșitul felul lor. Când fratele Vasile Axinte era bolnav, duminică a fost la adunare, joi s-a îmbolnăvit, în duminica celălalt a fost în mormântare. Omul ăsta a făcut ani de pușcării la Cernăuț, era prezbiterul adunării. Și când au venit frații la el, mi-au povestit părinții mei, spunea, frate Vasile, ce ne mai spui? Măi, fraților, pocăiți-mă, ce să vă mai spun? Și la un moment dat s-a ridicat în capul oaselor, a început să zâmbească, s-a spus, vin îngerii să mă duc acasă. Și-a pus pe spate și-a plecat la Domnul. Apoi oamenii ăștia nu merită ascultați? Nu merită să-ți aduci aminte de ei? Mie versetul ăsta îmi sugerează altceva. Uitați-vă la sfârșitul felul lor și urmați-le. Sunt oameni care au pus rânduielile în biserică. Sunt oameni care au fost hăruiți de Dumnezeu în privința aceasta. Și eu întreb, rânduielile din adunarea asta sunt bune? Vă convin? Vă plac tuturora? Că de multe ori acum, frate, dar n-ar trebui schimbat. La noi când au început să adune pocăiță, oameni simpli.
Nu știau ce să facă la o slujbă. Unul citea acolo, nici nu știu bine carte, că dacă unul are o cântare, unul o rugăciune, o vorbire, o lua câteva zile de post, s-o pleca pe genunchi și o spus: Doamne, când ne adunăm, spune-ne ce să facem. S-a unit adunarea din Bosanci și cu adunarea din Dumbrăveni, acolo un frate Virgil Neagu. Și după zile de post, un proroc s-a ridicat, a spus: aceasta să fie rânduiala. Rânduială după care funcționăm și în ziua de azi, cu timp de rugăciune, cu predicare, exact rânduiala a fost pusă prin prorocie, dar e bună și e biblică. Și acum vine câte unul: n-ar trebui schimbat, nu mă, eu nu schimb nimica, că asta e rânduiala Scripturii și mie îmi place rânduiala aceasta. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșit, că nu toți o sfârșit bine. Aia care nu o sfârșit bine, îmi pare rău, nu pot să-i urmez. Dar cei care o sfârșit cu bine și frumos alergarea, care au dat învățătură și rânduieli, trebuie respectați și urmată învățătura lor. Domnul să ne ajute, amin? Aduceți în casa Domnului. Aducem trupurile noastre ca o jertfă. Aducem o atitudine corectă. Amintirile acestea care dovedesc experiența noastră care o avem cu Dumnezeu, ce mai aducem? Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune, cu cereri și mulțumiri. Am adus astăzi rugăciune? Am adus. Am adus astăzi și mulțumiri? Am adus. Slăvit să fie Domnul. Ce facem când venim? Aducem mulțumirile noastre. Aducem cererile noastre. Și acolo spunea: în toate lucrurile. Eu am predicat odată că am găsit frați buni de la Domnul care spune că avem un Dumnezeu mare și trebuie să cerem lucruri mari. Perfect de acord. Dar eu am nevoie de lucruri mici, lucruri mărunte. Și am întrebat: pot să cer și lucruri mai mici? Eu nu-i mai opri acum soarele la Gabaon și luna la Ayalon, nu, nu, nu. Dar lucruri mărunte. Poate v-am povestit, eram odată în Spania și gazda mea era șofer pe tir, avea un tir al lui. Și nevasta lui spune: măi, de când Daniel are tirul ăsta, numai necazuri. Ba explodează cauciucul, ba eu căzut cutia, nici nu știu, eu nu știu ce e acolo la mașină, dar în continuu. Și eu am spus: mă, dar spune Biblia să aducem toate lucrurile. Eu am spus: dar cum, pot să aduc și tirul? Da, pot să aduc și tirul. Măi, ne-am plecat și ne-a rugat să-ți croată așa de bucuroasă. Și că, frate dragul, m-a rugat și pentru volan și pentru schimbător, pentru tot. Eu nu știu cât are mașina, dar tot ce-l auzăm pe Daniel că am probleme, tot m-a rugat pentru ea. Am păcătuit? Deci n-ai păcătuit. Și după aceea îmi spun la un moment: păi nu s-o mai stricat mașina, mă. Dar n-am, era rușine să mă rog el pentru toate lucrurile. O soră îmi spunea odată: măi, bărbatul meu așa e de sucit și din dărâtnic, am udit că nu am îmbătrânit, dar cum să trimit la bilet, la amvon, rugați-o pe bărbatul meu cât tare s-a făcut în dărâtnic. Zic: soră, nu da bilet, dar roagă-te matale, că ăsta e un lucru care nu trebuie să-l știe adunarea. Știți că s-a rugat? Fratele Coromă de la Bilca îmi povestea că la dânșă tare umblă toamna mistreță. Vin de la păduri, de la Ucraina, întrec pe acolo, că ei n-au graniță, și oamenii din Bucovina, gospodariu, mai făcute și garduri, dar fac cu paza. În fiecare noapte se adună 2-3 oameni, fac focuri ca să nu vină mistreța. Și l-au întrebat: măi, Pavel, tu nu vii cu noi, că ai porumb și ai copii? Și el spune: măi, la mine nu, lăsați așa, că el spune: dar eu n-am timp. Eu toată seara la rugăciune, la ungeri cu un de lemn, la adunare și nu. Nu vreau să spună oamenii: măi, facem pază și în locul tău. Îmi spune: frate Dragoș, m-am dus în porumb într-o noapte și am spus: Doamne, tu vezi că n-am timp, dar nu știu, pune un înger să-mi păzească porumbul. Și el spunea: măi, parcă mi-era rușine să mă rog așa, pune înger să-mi păzească porumbul. Și că într-o noapte a venit o turmă mare de mistreți, o rupt gardii, o râmat, o fărmat, numai la mine pe lanul n-a intrat, n-am avut niciun știulet pagubă. Și eu întreb: ascultă Dumnezeu rugăciunea? Vă îndemn în această dimineață, aduceți la cunoștința Lui toate lucrurile, așa spune Biblia. Și în Efeseni 6:18 spune: faceți prin Duhul în toată vremea. Măi, eu-s pocăit,
Dar nu-mi place să stau la rând. Îmi pierd răbdarea. Mă duc la dispensar după o hârtie la un copil, nu opresc motorul, mă duc eu hârtia. Când ajunge acolo, parcă tot bosanciul la spital. Zic, mă, dar te sunteți bolnav? Eu zic, eu vreau numai o hârtie. Dar vă trebuie să arzi, că noi tot după hârtie aceea. Domn Dragoș, trebuie să stai la rând. Zic, las că vin altă, nu-mi place să stau la rând. Dar acolo la dispensar e program. Și mi s-a mai întâmplat, mă duc la primărie în oraș ca să plătesc ceva, asta la rând, și când am ajuns acolo, m-au închis doamna ghișeul, ne pare rău, veniți mâine, ora 14, plecăm acasă. Doamnă, da, ne pare rău, domnul, ăsta e programul. Mă, păi știi ce urât e să închid ghișeul în nas? E tare urât. Mie nu-mi place, poate vouă vă place, mie nu-mi place. Și mă gândesc că dacă ai fi să te duci la un director mare, la un ministru, nici nu-mi pun problema, nici n-am nevoie de dânsă. Câte audiențe și câte intervenții. Dar vă spun un lucru. La Dumnezeu e deschis în continuu. Spune, faceți prin Duhul în toată vremea. Vrei să te rogi în zori dimineață? Domnul te ajută. Vrei să te rogi duminică după amiază când mulți dorm? Domnul te ascultă. Ai un necaz pe vreme bună, pe vreme rea? Domnul te ascultă. Hai să ne rugăm Domnul în toată vremea. Avem garanția că El ne ascultă întotdeauna. Și vine acum cuvântul prin Pavel, spune, aduceți. La adunare, aduceți la cunoștința Lui. Că în Efeseni 3:20 spune, iar aceluia care poate să ne facă mult mai mult decât cerim sau gândim noi. Am avut momente când am cerut ceva la Dumnezeu. Eu am fost într-o sâmbătă, nu știu când, la Cluj, cu... Salutăm familia Știrb. Cred că 2-3 duminici la rând ne-am întâlnit cu sora doctoriță și cu fratele care cântă la trompetă, dar nu o să cânte astăzi, cred că. Cântă foarte frumos. Și am predicat despre rugăciune. Și am spus că în rugăciune noi trebuie să ne așezăm sub voia lui Dumnezeu. Și a doua zi am primit un răspuns la o cerere care mă rog și postez de mult și a spus, ne pare rău, nu se poate. Și m-am spus, Domnule, Doamne, dar eu am predicat la Cluj altfel. Eu nu pot să mă așez, am fost supărat vreo 2-3 zile, nu vă pot să spun. Nu mă certam cu Dumnezeu, că-s pocăit și am atâta minte. Dar așa avem o nemulțumire. De ce, Doamne, nu m-ai ascultat, doar știi că fac voia Ta? Și am spus, te-ți răi, era vorba de un examen la un serviciu. Te-ți răi, Doamne, îi dai bucata de pâine și mie nu vrei să mi-o dai. Și iar spuneam, iartă-mă. La două zile mi-a venit un răspuns foarte favorabil. Că Domnul poate face mult mai mult decât știm să cerem sau decât gândim noi. Avem încredere în Dumnezeu, frate. Și Dumnezeu să ne ajute. Când venind încoace, am oprit într-o adunare, erau 7 frați și 10 surori. Și m-am așezat pe ultima bancă, în spatele unui frate. Și la prima rugăciune, bărbatul din față mi-a ridică, nu mă dă mâna spate, el nu m-a văzut. Și spune, bărbatule, dosarul tău este înaintea mea. Voi rezolva cauza că am pus ștampila. Mă, așa îmi venea să plâng. Un om care nu m-a văzut la față. El nu s-a întors niciodată să vadă cine în spate. Eu m-am așezat așa, cu temeri, cu nemulțumirea. Și el m-a orta, bărbatule, e rezolvată problema. Așa două zi primesc vești că e rezolvată. Nu-i mare Dumnezeu. Dumnezeu să ne ierte necredința. Și Dumnezeu să ne dea mai multă credință, amin? Aduceți la cunoștința Lui. Ați venit cu rugăciunile voastre? Ați venit cu mulțumirile voastre? Încredințați sunt că Dumnezeu le ascultă. Apoi spune în Efeseni 5:19, să aducem lui Dumnezeu laudă cântând cu mulțumire în inima voastră. În Evrei, capitolul 13, cu versetul 15, spune, aduceți laudă lui Dumnezeu rodul buzelor. Dumneavoastră ați rămas tot bun cântăreț. Și vă felicit și Domnul să vă binecuvinteze pe voi și dirijori. Cântați frumos, nu o spun așa din coplezență. Probabil că aici aveți și material, dirijori au de unde alegi pe cei mai buni. Domnul, repet, să vă binecuvinteze. Dar am cântat toți la cântările în comun. Eu odată ascultam un negativ, eu nu le-am cu muzica, iertat, frate dirijor, iartă-mă, ăștia se cheamă afon, cred că. Am cântat eu, da, așa,
Cum cânt eu când sunt singur în mașină? Și ascultam un negativ la cineva, când spunea, uite, băiatul ăsta face negativ, e bun, nu sare calul, e așa? Și eu m-am minunat de cât e, băi, dar ce formație acolo. Dar unul spune, nu frate, astea-s făcut în studio și acolo din butoane poți să bagi un instrument, poți să-l scoți, mai bagi o trâmbiță, o mai scoți, nu, ci că nu cântă fizic așa. Și eu m-am gândit așa, dacă oamenii pot asta face, oare la Dumnezeu ar fi posibilitatea să ne pună la gura fiecărui așa la o cântare în comun și să ne înregistreze cât cântăm fiecare? Ar fi? Ce spuneți? Ar fi? Și la urmă când se termină cântarea, scoate toate vocile și lasă numai pe Dragoș Croitor cântând. Eu mă gândesc, oare s-ar înțelege măcar ce cântare era? Oare a spus toate cuvintele din cântare? Voi le spuneți toate când se cântă o cântare în comun? Sau unul da, unul nu, la o strofă nu cântăm? Cum e cu cântarea? Eu mă gândesc dacă adunarea asta, cum vă văd eu, ar cânta la o cântare în comun din toată inima, măi, ce ar răsuna aici adunarea? Dar mulți nu cântă. Și Dumnezeu vrea să cântăm cu vocea care o avem noi. Cu când ne-o da Domnul, că nu am conduce cântările toți. Dar cu cât avem să cântăm, aduceți laudă lui Dumnezeu. Ne propune să cântăm mai tare? Ne propune să cântăm mai cu râvni la o cântare în comun? Doamne ajută din asta! Osea 14:2. Dar la dirijori îi place asta, știu, vă place. Dar cu cât mai mult, frați dirijori, iar place lui Dumnezeu să audă că eu cântă de cântarea, că eu sunt preocupat de cântare, că mie... am interes să cânt, că eu nu-i cânt la dirijor, nici la bordul pastoral, eu îi cânt lui Dumnezeu care mă aude. Să ne dea Domnul dorința asta. Amin. În Osea 14:2 spune, aduceți cu voi cuvinte de căință. Mi-a plăcut fratele Pavel, spunea cum erau adunările mai mult. Eu am și eu 60 de ani de pocăință. Și eu știu și eu cum erau adunările mai mult. Mai de mult. Nu știu de ce la noi era mare har, spuneam noi har. Era mult plâns la adunare. Se ridica un bătrân, eu n-am schiță de predică, dar minte știu ce spun, m-am gândit dinainte. Se ridica un bătrân și citea Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, îl citea tot. După aia lua și spunea, vedeți ce frumos ne învață cuvântul? N-avea nicio explicație. Tot adunarea plângea. Mi-aduc aminte, povestea fratele Vorobețe la Camica, când au fost la Costișa, ei erau baptiști. Și când au auzit la Costișa, unii au primit Duhul Sfânt și vorbesc în limbi, am întrebat, frate Ion, cum ai primit matale botezul cu Duhul Sfânt? Măi, am plecat cu două căruți, cu scânduri pe căruți, de la Camica până la Costișa. Eram 11 baptiști. Și când am ajuns la Costișa, s-a ridicat fratele lung în picioare, au vrut să citească un cuvânt, și nu l-a putut concepta, plânge. Și așa am plâns, oceanul ne-a plecat pe genunchi și a spus, Domnul ne-a botezat pe toți 11. Și înapoi de acum la Costișă, la Camica, vorbeam în limbi și cântam în limbi, în căruță toți mergând. Dar omul ăla nu ne-a explicat cum e cu Duhul Sfânt. Nu găta nici măcar textul care l-avea pregătit, că nu putea că plângea. Cum stăm cu lacrimi de căință? Odată într-o adunare am văzut o imagine dezolabilă. Eu nu prea am lucrări, câteodată mi-arată Domnul așa și am văzut într-o adunare un înger al Domnului că spune că el numără pașul celui de pribeag și strânge lacrimile în burduful lui. Am văzut un înger acum trecea pe la fiecare, se uita și cu burduful gol s-a înălțat și a zburat la cer. Nimeni nu plângea, nimeni nu se căia, nimeni n-avea niciun regret, nicio remușcare și așa au trecut pe la fiecare. Aș fi vrut să strâng o lacrimi, nu un plâns, nu vorba cântării, un obraz de plâns udat. Ar fi vrut o două lacrimi și nu au avut ce strânge în burduf. Le strângem burduf când avem necazuri. La mine eu n-am plâns tare la rugăciune, am când am primit răspunsul ăsta negativ, am plâns, poate am plâns cu ciudă, nu știu, dar știu că am plâns în rugăciune. Și Iosea spune, aduceți cu voi cuvinte de căință. Domnul să ne dea înțelepciune la toți. Deci când vorbim de jertfe care le aducem trupul nostru,
Iar îndată cu trupul aducem o atitudine corectă, aducem rugăciuni, aducem cântări, aducem cuvinte de căință, ne cerem iertare, ar mai fi o jertfă, nu vorbesc despre ea, numai spun cum se cheamă. Scrie parcă în Maleahiu 3:10, aduceți în visteria casei mele zeciuielile voastre, eu spun un prisnos. Exod 35:5, o că dacă vrea cineva să dea un din prisosul lui Domnului, și acolo spune cât îl lasă inima. O pune Domnul cântarul, cât îl lasă inima. Pe tine cât te-a lăsat inima asta? Acum sunt curios, întreb. Când aduce ceva Domnul, că trebuie să aducem și din lucrurile materiale, aduceți în casa Domnului ceva pentru Domnul. Pe tine azi cât te-o lăsat inima? Așa îmi place expresia aceea, citiți Exod 35:5. Dacă cineva vrea să dea ceva Domnul, să spune că te lasă inima. Pe mine inima nu mă lasă câteodată. Așa de greu dau, câteodată la, mă lasă, dau mai mult. E, și asta trebuie să aducem la casa Domnului. Și asta e o jertfă. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aduce jertfe duhovnice trupul nostru, o atitudine plăcută, cântare, rugăciune, regrete, și aducem din bunurile noastre materiale trebuncioasa adunării. Și Dumnezeu să ne ajute să fie un cuvânt de cercetare, cum spunea fratele Beni, la cina Domnului. Sunt eu o jertfă duhovnicească dacă nu să mă străduiesc? Și voi la fel. Că destinul nostru nu e aici. Eu nu vorbesc de pandemie, vaccin și mască și fără mască. Nici nu vă spun cum e în zona Bucovinei. Nici nu vă spun cum e la noi, la cină. Că noi n-am schimbat nimic, așa Domnul ne-a ajutat, că n-avem niciun caz. N-avem niciun caz. Dar mă gândesc la o altă masă, aceea de care vorbea bine. Când vom sărbători sărbătoarea asta în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo în împărăție. Eu obișnuiesc să spun, am să mă uit și după voi și să nu lipsească nimeni. Amin. Amin.